Vreau să vorbesc un pic și despre mașini, pentru că ultimele decizii, nu aș vrea să spun ale guvernului, pentru că din câte știu a fost a Comisiei Europene acea solicitare prin care trebuia eliminată timpul de mediu. Vreau să vă spun în concret ce înseamnă la nivelul municipiului Sfântul Gheorghe. Deci eu cred că la ora la care discutăm noi acum, ajungem ca în Sfântul Gheorghe să fie 20.000 de mașini înregistrate. Anul trecut, la sfârșitul anului, am avut 19.057 de mașini. Anul trecut, numărul mașinilor a crescut cu 1.423. În 2015 a crescut cu 430. În 2014 a crescut cu 173. În primele două luni ale acestui an a crescut cu 729. Deci în primele două luni ale acestui an a crescut de 4 ori mai mult decât în 2014. De aceea spun că la ora asta suntem undeva la 20.000 de mașini și nu vorbim de autoturismele care sunt înregistrate în alte țări și sunt destul de multe în municipiul Sfântul Gheorghe. Nu vorbim de autoturismele care sunt în leasing în alte orașe decât Sfântul Gheorghe și despre autoturismele care sunt înregistrate în comunele de pe lângă orașul Sfântul Gheorghe, dar care evident vin aproape fiecare zi în oraș. Și vreau să vă dau un exemplu concret, pentru că domnul viceprimar Rod Birtonciob a făcut o analiză și dacă doriți să puneți întrebări la concret, rugămintea mea este să contactați. Pentru zona din spatele magazinului Sugar, a făcut o analiză în sensul în care sunt fizic în acest moment 263 de locuri de parcare, ne referim la garaje și locuri de parcare, iar în aceste blocuri, cetățenii care trăiesc în aceste blocuri au 509 mașini în proprietate. Și atunci spuneți-ne cum putem rezolva problema parcărilor pentru 246 de autoturisme. Evident, o soluție ar fi să mai renunțăm la spațiile verzi, ceea ce nu dorim. O altă soluție ar fi să renunțăm la terenul de joacă, ceea ce nu dorim. Și o a treia soluție ar fi să încercăm să construim parcaje etajate. Problema e că în cazul în care nu putem atrage fonduri europene pentru parcaje supraetajate, costurile raportate la un loc de parcare se mișcă undeva între 6.000 și 12, chiar 15.000 de euro. Deci nici din punctul de vedere al bugetului orașului și nici din punctul de vedere al bugetului cetățenilor nu cred că este realist acest lucru. Din păcate, aceste decizii vor duce la o creștere și mai mare a mașinilor, deci dacă ritmul de creștere rămâne pentru anul acesta așa cum a fost în primele două luni ale anului, ar însemna că anul acesta să avem cu peste 4.000 de mașini în plus față de ce am avut pe 1 ianuarie. Deci, pur și simplu, nu știu ce vom face cu atâtea mașini în municipiul Sfântul Gheorghe, iar acele idei care spun că trebuie să se plătească un SMS pentru anumite categorii de autoturisme care intră în anumite zone ale orașelor, este absolut nerealistă. Eu nu cred că există, poate în București și două, trei orașe mari, se poate marca zone ale orașului unde pot să faci acest lucru, însă în orașele mai mici, în orașele mijlocii, este imposibil, pentru că nu poți să îngrădești dreptul unui cetățean să ajungă din punctul A, punctul B al orașului și cel mai bun exemplu este acela că în momentul în care noi, printr-o hotărâre a Consiliului Local, am încercat să interzicem accesul autoturismelor cu greutate mai mare de 3,5 tone,
încă cariera de la Iorcu funcționa și societatea care avea în proprietate cariera respectivă ne-a dat în judecată, iar instanța a spus că în cazul în care nu putem să oferim rute alternative pentru mașinile care transportă piatra din această carieră, trebuie să le lăsăm să treacă prin oraș. Deci avem un exemplu concret de o decizie a instanței care practic va arunca în aer acest proiect al guvernului, pentru că consider că nu se poate aplica. Dar ar trebui foarte urgent luate măsuri și știți că nu sunt omul care critică și nu dă soluții. Soluția este relativ simplă și anume, dacă nu vrem să ajungem cimitirul mașinilor vechi din vestul Europei, trebuie regândit programul RABLA, în sensul în care sprijinul dat de stat pentru achiziționarea de autoturisme noi să fie mult mai semnificativ. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Dacă în acest moment cu 3.000 de euro se poate aduce o mașină din Germania de 10, 12, 15 ani, și evident, orice cetățean dacă are 3.000 de euro va aduce din Germania o mașină de 10 ani decât să dea 10.000 de euro pentru o mașină nouă. Însă în cazul în care pentru o mașină nouă de 10.000 de euro ajutorul ar fi de 5.000 de euro, cu siguranță cetățeanul respectiv, în loc să dea 3.000 de euro, ar da 5.000 de euro ca să aibă o mașină nouă nouță. Asta este soluția. Dar nu cred că poate să rămână situația așa cum este și dacă întârziem să luăm măsuri în această direcție, practic ne vom bloca toate orașele. Bine, multe deja sunt blocate 100%, în alte orașe mai trăim câte cât, dar direcția este foarte proastă. În Sfântul Gheorghe, eu verific în fiecare zi, pe strada Gaboraron, unde am făcut, cred că sunt în jur de 100, nu știu exact, nu vreau să spun o cifră neexactă, dar s-au creat noi locuri de parcare pe strada Gaboraron. Întotdeauna sunt 10-20 de locuri libere. Iar de pe strada Gaboraron, orice punct din centru este la 3 minute. Deci nu se poate spune, și nici nu e o zonă foarte poluată, pentru că trecem prin parc, e frumos, deci...